Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri. Neatenția la volan se putea transforma într-o tragedie. Șoferul unui autoturism a fost la un pas de a intra cu mașina într-un magazin situat pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu. Victimă i-a căzut un pieton aflat pe trotuar. Acesta a rămas prins sub roțile mașinii și a fost nevoie de echipajele de la descarcerare pentru a-l scoate. Atât el, cât și o rudă de-a sa, care a suferit un atac de panică, au ajuns la spital. Mașina scăpată de sub control era la un pas să intre într-un magazin alimentar. Din nefericire, un bărbat care se afla în acel moment pe trotuar nu a mai avut timp să fugă din calea mașinii scăpate de sub control și a fost lovit în plin. A fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu din municipiul Târgu Jiu. Un conducător auto a pierdut controlul volanului, a pătruns pe trotuar și a lovit un bărbat. Martorii aflați la fața locului nu au reușit să scoată victima de sub roțile mașinii, iar pentru eliberarea sa a fost nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare. La fața locului s-au deplasat două echipaje pentru descarcerare și un echipaj SMUR din cadrul de sub Gorj, precum și un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj. În urma impactului, bărbatul a rămas prins sub autovehicul. Pompierii militari intervenind pentru scoaterea acestuia și pentru acordarea primului ajutor calificat. Victima a fost transportată la spital. Nu doar acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale, ci și o rudă cu care se afla în acel moment. Femeia care îl însoțea a suferit un atac de panică, având nevoie de îngrijiri medicale.